Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program de monitorizare pentru temperatura procesorului și a plăcii video. Am găsit pe mai multe forumuri foarte mulți utilizatori începători ce se plângeau de comportamentul prost al calculatorului lor. Și aici se referau mai exact la un restart din Senin sau chiar o redare a necorespunzătoare a unui fișier video, se reda foarte, foarte greu, sau un joc mergea foarte prost și se dădea un restart din Senin la un moment dat, sau chiar îi apărea BSOD-ul. De astfel, mulți nu au găsit nicio explicație pentru acest fel, dar între timp, de fapt, în timpul funcționării calculatorului, de obicei, pentru atunci când rulăm unele programe grele, și aici mă refer la jocuri din ultima generație, vizionăm un videoclip în format 1080, chiar Full HD, sau cum ce s-a inventat acum nou, 1080-60 FPS-uri, vă dați seama că dacă noi nu avem un procesor sau o placă video puternică, acestea sunt solicitate foarte, foarte mult, iar chiar uneori pot ajunge la maxim. Pentru a preveni prăjirea lor, vă voi prezenta astfel, în acest tutorial, T-Throttle, un program ce va monitoriza temperatura procesorului și a plăcii video. Mai exact, softul nostru se va concentra auto se va de fapt se va conecta în mod automat în modul Boink. Ce înseamnă Boink? Înseamnă Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, pentru anumite sarcini atunci când vrem să testăm ceva. Bineînțeles, înainte de a vedea ce face respectivul soft, vreau să menționez că acest program este destinat doar pentru cunoscătorii ce cunosc funcționarea procesorului și a plăcii video. De asemenea, vreau să menționez, atunci când rulați softul, să-l rulați cu drepturi de administrator, deoarece numai așa va funcționa corect. Haideți să luăm și noi softul, deschidem un browser și vom scrie tt rotl. Dăm click pe primul rezultat. Așteptăm un pic. Acum dăm click pe Download, The Last Version, Europe. Salvăm executabil direct din. Pe desktop, bineînțeles, voi puteți să-l rulați direct din browser, dar pentru că Mozilla salvează în general fișierele executabile, eu o să-l salvez. Acum rulez executabilul. Run. Yes. Închid browserul deoarece nu am nevoie. Deci selectăm limba. Din păcate, softul nu include și limba engleză, nu are suport pentru limba română, mă scuzați. Dăm click pe Next. Accidentăm termenii contractuale softului. Next. Next. Deci vom face calea unde anume vrem să instalăm softul. Eu o să las încep program files efmer. T-Throttle. Bineînțeles, voi puteți să selectați orice alt folder sau orice altă partiție. Dăm click pe Next. Next. Dacă vom crea o iconiță pe desktop, este obligatoriu, deoarece numai așa veți lucra mai simplu. Bineînțeles, dacă aveți un desktop aglomerat, nu vă recomand să faceți o iconiță, deoarece puteți să o pierdeți. Adică, de obicei, desktopurile aglomerate nu mai recomandat atunci când instalezi un soft nou să mai adaugi o altă iconiță, pentru că o pierzi. La câte iconițe sunt pe desktop, obosești foarte, foarte rapid. Eu, pentru că am un desktop cât de cât curat, o să creez o iconiță și după care instalăm softul. Așteptăm un pic.
Dăm click pe next. O să închid aceste. O să debifez deoarece nu rulează cu dreptul de administrator, deci acele două căsuțe trebuie debifate. Și acum haide să rulăm softul, click dreapta pe iconiță, Run as administrator, yes. Check for updates. Latest version, deci avem ultima versiune, dăm click pe OK. Și în momentul de față, bineînțeles, softul automat va căuta după numele proceselor și temperatura. Asta o să dureze ceva, câteva minute. Vă sugerez să lăsați așa cum este. Nu trebuie să umblați la nimic, nu trebuie să setați voi nimic. Așteptați un pic. Cum spuneam și la începutul tutorialului, softul este conceput cu scopul de a ne asigura procesorul și placa grafică pentru a nu se încălzi. Bineînțeles, monitorizarea softului se poate face numai la procesoarele de tip Intel și AMD, întrucât senzorii acestora permit măsurarea temperaturii de bază. Și în afară de afișarea temperaturile, avem și posibilitatea de a stabili noi singuri pragurile temperaturilor. Putem pragurile temperaturilor, putem chiar împiedica calculatorul atunci când să ne avertizeze atunci când noi depășim temperatura maximă a plăcii de bază sau a nucleului. Bun, după cum putem observa, temperatura mea la procesor e 67 de grade. Nu sunt 100% sigur la cât e maximul la o temperatura mea la procesorul meu la procesor. La placa grafică e destul de bine, 50 de grade, 51-50. În momentul de față procesorul meu rulează la 2%. De fapt, dacă nu sunt la 100% convinși sau nu știți ce temperatură maximă are procesorul sau placa video, aveți în momentul de față o statistică, adică cam la cât ajunge în momentul de față procesorul. Vedeți, procesorul meu e în momentul actual e destul de bun. Bineînțeles, am 6 nuclee, nu am avut niciodată probleme cu el. La temperature putem seta pentru fiecare nucleu cât o temperatură. Aici vreau să vă spun, puteți seta voi temperatura maximă la care vreți să ajungă procesorul sau să nu depășească. Dacă nu sunteți obișnuiți, puteți să observați un grafic, nu v-ați plictisit de aceste detalii, puteți observa un grafic să vedeți temperatura. La reguli, dacă temperatura e mai mare de atâtea grade, să zicem, nu știu, acum neștiind temperatura mea maximă la procesor, o să bag și eu 100 de grade Celsius, atunci, bine să stați un pic, atunci va claxona, ne va avertiza, ne va trimite un e-mail, se va închide, va intra în hibernate sau se va restarta. Vă veți alege voi ce anume vreți să facă. După ce ați ales, veți da add-ul și în momentul de față regula va fi stabilită. Iar atunci când procesorul va ajunge la respectivul procesor, de exemplu, pentru unii vă recomand sound să fie ca un fel de alarmă. În momentul de față, atunci când ajunge la temperatura aceea, o să sune respectiva temperatură, o să sune programul și vă veți da seama că procesorul vostru a atins temperatura maximă. La preferențe, bineînțeles, veți nu prea e nimic de făcut pe aici, nu. E mai mult să vă configurați voi cum vreți, să setați e-mailul, mă rog. Login, să vedeți o statistică a respectivului calculator. Uitați, vedeți, procesor 6 nuclee, familie, modelul 2.
mă rog, și așa mai departe. Expert, dacă sunteți experți, puteți intra în modul expert. Dacă nu vă descurcați, vă recomand totuși să rămâneți decât la preferenți, la rules. Deci, de la rules puteți seta regula de care v-am zis mai înainte, atunci când vreți, ca procesorul, de exemplu. Puteți seta și chiar și placa grafică, nu e neapărat numai procesorul. Puteți seta în așa fel încât voi, în momentul de față, când, doar atunci când ajunge la moment, doar atunci când atinge temperatura maximă, să vă avertizeze printr-un sunet, sau dacă doriți, puteți să setați reboot sau să intre în modul hibernate. Nu vezi, în modul hibernate nu pierdeți nimic. Deci, atunci când un calculator intră în modul hibernate, dacă lucrați la un document Word, acesta nu o să se piardă, credeți-mă. Decât intră și se va închide pur și simplu, dar dacă îl deschideți, veți putea începe iarăși munca la fel. Eu vă recomand totuși Sound și dați click pe Add Rule. Iar la Prog, și dacă vreți să vedeți ce anume consumă atâta procesor, dați click pe Show Running Process și, după cum puteți observa, cele mai mult în momentul de față mie îmi consumă Audiolog, adică placa mea de sunet, Camtasia și AMD-ul, adică Catalyst, asta așa să vă arăt, acesta, AMD Catalyst Control Center-ul. Mănâncă în momentul de față foarte, foarte mult din procesor. Cam asta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vreau să lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype, simbian.gaming. Iar eu sau colegul meu, Adrian, vă mai aștept. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!